Spectaculos, dar și scandalos, umilitor, rușinos, modul în care uh, cei mai importanți lideri politici ai României s-au pus singuri într-o poziție de offside. Într-o zi, s-a trezit președintele Claus Iohannis și a anunțat că este foarte rău. Ca pensionarii să plătească pentru criză, și că această criză nu trebuie să fie pusă în cârca acestora. Și atunci a scos un procent de 15%, care, mă rog, în concepția domniei sale, ar reuși să echivaleze cu inflația. Aproape instantaneu, cei mai importanți lideri ai partidelor politice au sărit și ei cu gura vorbind despre sigur că da, 15% până atunci argumentau că maximul 10-10,5% pot fi mărite pensiile. Brusc, toată lumea a mers pe 15%, ba mai sări și Gheorghe Flutur, care a spus și el că el e cel care de fapt i-a băgat în cap premierului procentul ăsta de 15%, sugerând astfel că premierul la rândul lui l-a convins pe Klaus Iohannis. Și acum, din nou, s-a pus capacul pe oala încinsă și s-a revenit la procentul de 10%, numai despre 10%, cel mult 11% se mai discută. Și președintele tace și cei care au fost foarte vocali tac și ei, ce rușine.